Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Stimați telespectatori, în următoarele minute vă invit să participați la o ediție axată pe o temă destul de stringentă pentru toți cetățenii Republicii Moldova, dar în mod special pentru locuitorii capitalei. Vorbim despre defrișările de pomi din ultima perioadă, vorbim despre legalitatea lor și vorbim de fapt despre modul în care au fost gestionate aceste acțiuni. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Anatolie Prohnițchi, președinte Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Vitalie Mucan, consilier PSRM. Bună seara! Bună seara! Domnule Prohnițchi, actualmente în Republica Moldova, suprafața media a spațiilor verzi ce revine unui locuitor, am găsit că este aproximativ la 43,2 metri pătrați. Pornind de la acest indice, vreau să vă întreb, cum se explică faptul că pe an ce trece el devine unul din ce în ce mai mic? Știți, 43 de metri pătrați la fiecare locuitor, cred că aici sunt incluși pomii fructiferi și nu numai. Pentru că situația este dezastroasă și vreau să zic că din 96, zicem așa, cam încoace, însă în ultimii ani foarte mult se practic sălbatic se defrișează și spațiile verzi și pădurile și toți se vinde, care fură miliardul, care fură metru cub de lemn, știți? Staie tot și fără nicio socoteală și fără ce face în timpul ăsta pentru Ministerul Mediului și ce face Mold Silva? Apropo, vreau să înștiințez și telespectatorii, la această emisiune am invitat și reprezentanții Mold Silva, însă ne-au ținut în suspans până la ora emisiunii, neavând un răspuns ferm din partea domniilor lor. Vă rog, domnule Prohnițchi. Păi corect, pentru că participând la orice emisiune, trebuie să răspunzi la unele întrebări, poate ele nu sunt comode, poate și sunt directe, zicem așa, și când n-ai cu ce răspunde, e cam greu, cred că, de făcut față. Dar de ce e creat așa situația? Pentru că, iarăși, se declară, de mult timp se declară că în fața oricărei structuri publice, da, la orice funcție, trebuie să fie anumite persoane pe bază de concurs, persoane profesioniste. La noi continuă practica, după principiu, ești membru de partid. Primești funcția și a fost gestionat fraudulos, vreau să zic, și domnule Prohnițchi, eu vreau să rămânem un pic în albi a ceea ce spuneți dumneavoastră, modul în care este gestionat și a problemei în esență. Ori media în ultimul timp a sesizat o problemă iarăși la vocea societății civile, care exista, așa zisă, problema lemnilor de foc. În viziunea dumneavoastră, ea este sau este o problemă artificial creată? Și de către cine? Problema este în preț. Pentru lemnele de foc, problema nu există. Acest preț, cum este calculat? E justificat în viziunea dumneavoastră? Păi este, ce zic, este prețul calculat de Mold Silva, care este anunțat, și este prețul de piață. Și de multe ori deseori conține 2 metri cube prețului de la Mold Silva, da? Nu, conține mult mai mult, zicem așa, pentru că este o sistemă șmecheră, hai să zicem așa, da? Cum toată lumea caută lemne, da? Băi, și ceva mai înainte, în august, în septembrie, în octombrie, lumea doar, lor li se zice la Mold Silva și eu personal am avut nevoie de informația aceasta. Da? Și mi s-a declarat că lemne nu sunt, întăierile s-or începe ceva mai târziu. Și desigur, acum în decembrie se fac tăierile, ce lemne primim? Noi primim lemn verde, da? Știm care este eficiența lemnului verde. De mult se putea de pregătit cu un an înainte ca să fie toată populația care are nevoie de aceste lemne să-i fie oferită posibilitatea de a le procura. Și avem exemple, pentru că
Sectorul privat, noi vedem că foarte repede reacționează. Vrei despicate, vrei așa, de da. Care vrei, de într-adevăr, orice. Setul este variat. Da. Domnule Mucan, vreau să vă întreb, în calitate de consilier CMC, poate ne oferiți o explicație și nouă. Unde au dispărut pomii de pe arterele principale ale capitalei? Mm. Și în ce condiții? Deci, unde au dispărut, noi nu știm, dar știm că a fost indicația primarului general. Deci la noi primarul general decide care pomi trebuie să rămâie, care arbori trebuie să rămâie, care trebuie să fie tăiete. Deci noi am văzut și strada Alecu Rousseau, unde erau brați albaștri și au fost tăiete și nu au pus nimic. Noi am văzut strada Vasile Alexandrii, care a ajuns până la, nu țin minte, până la Ștefan cel Mare și pe urmă s-a adus aminte că au fost defișate arborii și nu a fost pus nimic în loc. Și asta e problema, că la noi se ocupă cu lemni, cu tăierea arborilor, cu defișarea, nu profesioniști, da, primarul general, directorul la... sau ministru sau directorul ăsta, cum se numește? Spație Verzi? Nu, Moldsilva. Da, nu, în Chișinău nu. Nu, eu am vedere pe Moldova. Pierpe ansamblu. Da. Și asta, domnule de Mucan, asta avem. Consiliu a cunoscut despre aceste acțiuni pe care urma să le întreprindă primarul? Pentru că până la urmă vorbim și de artiere principale în Republica Moldova. Vorbim chiar de Bulevardul Ștefan cel Mare. Deci, noi de mai multe ori am solicitat proiectul. Proiectul nu există. Am solicitat întrevederi împreună cu direcții a municipiului, a Consiliului, care nu a venit să discutăm. Odată am avut o ședință și am discutat, a venit Chișinău proiect, fără proiect, au venit alte direcții, dar până la urmă executivul, primăria, trebuie să coordoneze cu Consiliul și pe urmă să efectueze careva lucrări. Dar noi, la noi cum se primește? Domnule Mucan, eu în calitate de cetățean am dreptul să știu în baza cărui ordin și a cărei persoane s-a făcut aceste defrișări, până la urmă și care a fost scopul lor? A instala luminițele pentru anul nou? Mai ușor, poate, sau nu știu? Noi de câte, chiar și, deci noi conlucrăm, încercăm să conlucrăm cu întreprinderea municipală Spații Verzi. Noi ca comisie de profil încercăm să conlucrăm cu dânși. Oricum, cam greu se primește, dar noi încercăm. Și de câteva ori ieșim la fața locului, ne uitam la fața locului, care arbori, deci îi prezentau informația, ce trebuie să defișeze, care arbori îi spui în loc. Și noi, după discuții, luam o decizie, împreună formam o comisie. Și a doua întrebare, noi facem lucrul acesta transparent. Noi chemăm televiziune, să vadă toată lumea ce vor să facă. Și ne-a chemat de câteva ori, Ștefan cel Mare, nu știu, așa am înțeles că a fost indicația concretă a domnului primar și noi n-am știut, noi nu m-am văzut că nu a fost lucru făcut. Aceasta este poziția la Spații Verzi, da? Așa ați fost înștiințat? Da, da. Și iarăși ajungem la aceea că noi avem un gospodar așa numit în Chișinău care face toate lucrările cum vede el și nu coordonează nici cu Consiliul Municipal, nici cu direcțiile de profil sau cu academii, profesioniști care înțeleg în chestiile acestea. Domnule Prohnițchi, un copac de câți ani are nevoie pentru a oferi ceea ce vrem noi toți, verdeață, umbră și așa mai departe? Și până la urmă, de ce aceste defrișări sunt făcute chiar în centrul capitalei, acolo unde am zice cel mai mult avem nevoie de acești copaci? Corect. Orice lucru trebuie bine făcut. Trebuie de specialiști. Se referă la defrișări. Da, noi nu odată ca partid am propus, însă nu suntem auziți, că este un dispozitiv special, el nu costă așa de scump, spunem așa, da? Până la vreo 120 de mii, poate și mai, ceva mai puțin, care apreciază în timp real. Se instalează lângă copac și se apreciază. E copacul, e sănătos, nu e sănătos, trebuie defrișat, ori nu. Și
Respectiv trebuia de făcut inspecția a tuturor spațiilor verzi și a tuturor pomilor în municipiul Chișinău. Și sunt posibilități, avem studenți, avem tineret, avem ONG-uri care ar dori să acorde suportul acesta, însă este principiul, nu este Partidul Liberal, toți sunt liberi, însă primarul obosit a municipiului Chișinău, nefiind și specialist, însă intervine peste tot și am avut și un exemplu foarte urât. Dar cât e corect această intervenție a unei persoane care nu cunoaște specificul unui sector? Dar nu e corect. E nu poate fi. Se zice despre capitală european, primar european, dar noi vedem aici un președinte de brigadă de tractoare, numai sus, pentru că ce a zis și domn consilier, așa da, am înțeles da, că da. Dacă este proiectul respectiv, ce se plantează, corect a zis, fiecare pom are timpul lui, are, știți, este o știință. Domnule profesor, ca să fie plantat, ce pom, unii sunt mai multe gaze, care e mai bun și ca și pomul să crească și el să acorde, spunem, un suport oarecare în eliminarea gazelor. Însă, noi am fost martori din relatările de la televiziuni. S-a plantat un fel de pomi. Nu, scoteți-i, puneți-i alții. Băi, oameni buni, este proiectul, este... Nu se face așa ea cum domnule se face. Domnule Prohnițchi, pe parcursul zilei de astăzi, chiar cei de la Anticorupție au publicat o investigație foarte interesantă. Eu vreau să ne oprim un pic și la ea. Este vorba de un caz destul de interesant, vă dau citire cu permisiunea dumneavoastră doar a primei propoziții. A obținut un grant de la Fondul Ecologic, dar în loc să sădească salcâmi ca să oprească degradarea solului, a plantat floarea soarelui. Și, de fapt, sunt expuse toate acțiunile și sumele cu care s-a operat. Aș îndrăzni să vă întreb și să vă provoc pe marginea acestui caz. De ce se ajunge în albe atunci când vorbim de sute de mii de lei alocate din Fondul Ecologic pentru plantarea pomilor, ca în realitate să avem floarea soarelui? Unde este salcâmul? A dispărut peste noapte? Nu. Cine nu și-a făcut tema pentru acasă? Și nu și-o face în continuare? Păi și nici... Corect. Nici nu-și face tema de acasă pentru că e o sistemă foarte putredă. Toți s-au deprins să fure. Care fură din bănci, care fură din păduri. Inclusiv și la fondurile astea. Noi nu avem așa de mult în Republica Moldova, am de când se acordă subvenții, da? Și Moldova nu este așa de mare ca să nu poți să verifici tot. Nu e o problemă pentru Republica Moldova. Și când se acordă granturi așa de mari și noi în rezultat vedem că nu este semănată floarea soarelui, mă scuzați, vă rog, jumătate de milion de lei e o sumă foarte mare și iarăși nu e o problemă ca să fie monitorizat persoana de la început. Cred că a fost o înțelegere prealabilă, uite bă, îți dăm asta, tu faci asta, ne dai asta, nu știu ce fac, cred că așa, altfel nu poate fi explicat, cu atât mai mult că probleme în Republica Moldova există, inclusiv și cu apele, și cu pădurile, și cu calitatea aerului, și s-ar putea disoluționat, nu avem nevoie numai decât de ajutorul nu știu a cui. Însă trebuie ce avem măcar să gestionăm gospodărește și ar fi mult mai bine. În contextul a ceea ce ziceți dumneavoastră, a gestiona gospodărește, eu o să rog regia ca să facem legătură cu doamna Galina Leahu, șefa adjunctă Asociația de Gospodării Spații Verzi, ca să încercăm să aflăm după ce criterii are loc aceste defrișări și până la urmă să aflăm și poziția oficială a acestei instituții pe care domnul consilier încerca să ne dea. Alo, bună ziua! Doamna Leacu, sunt Vlad Madan de la emisiunea Reflector Analitic. Vrem să aflăm de la domnia voastră mai multe aspecte ale activității instituției. Rău vă aud. Te trebuie câteva minute. Instituție pe care o reprezentați, o să încerc regia ca să rog să facă sunetul. Sunetul mai ușor, noi vă auzim perfect. Doamna Leahu, noi vă auzim perfect. Noi vrem să vă întrebăm care sunt criteriile la baza cărora stă defrișările pomilor de pe străzile capitale. Eu revin în 2 minute. Vă rog.
Revenim și noi, domnilor invitați, să credem că acesta într-adevăr a fost o încercare și motivul a fost sunetul prost. Eu vreau să revin la discuția pe care o purtam ceva mai devreme. Domnule Mucan, spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă cu această masă lemnoasă care este strânsă sau care este obținută de pe urma defrișării? Vroiam să o întreb și pe doamna director adjunct, pe doamna Leahu. Deci, din informațiile pe care le aveți. Da, deci noi am solicitat informații, nu prea am primit informații unde. Deci o parte din masa lemnoasă este vândută ca lemne, o parte sunt făcute băncile din parcuri și cam nu prea am văzut să fie făcute, dar mă rog. Deci după rapoarte sunt rapoarte ne-au prezentat. Înțelegeți care e problema? Rapoarte vedem, pe hârtie tot e bine și frumos, dar când ieșim în oraș, vedem cu tot altă situație. Și asta se referă și la copaci, și la bănci, și la parcuri, și la drumuri care se fac. Deci luăm granturi, cheltuim mulți bani, facem rapoarte, facem studii de fizibilitate, dar când de fapt avem ceea ce avem. Domnule Prohnițchi, vreau să discutăm un aspect destul de sensibil. Vreau să discutăm despre zonele forestiere private. Este o tendință nouă în Republica Moldova și îndrăznim să spun lucrul ăsta. Și până la urmă vreau să aflu de la dumneavoastră cât este de legală. Perfect legală, pentru că legislația prevede ca o persoană fizică pe terenurile degradate să planteze pomi. Da? Așa, conform proiectului, pomii respectivi, de specia respectivă, pentru că de multe ori la noi se plantează clasic, salcâmul și gata, însă salcâmul nu este pomul. Nu tot timpul este bun, spunem, este de un timp foarte scurt. El crește repede și nu durează. Sunt alte specii, însă asta se face un proiect. Și ulterior, sub monitorizarea agenției Moldsilva, se îngrijește, zicem așa, trupul ăsta de pădure, da? Și ulterior persoana fizică poate să îl folosească cum dorește, fie creează o zonă de agrement, fie ca masă lemnoasă, fie ca lemn pentru mobilă, unii ar dori. Domnule Prohnițchi, haideți să încercăm încă o dată să facem legătura telefonică cu doamna Leahu, ca să aflăm și punctul de vedere a celor de la Spații Verzi pe marginea problemelor discutate și în cele din urmă să putem continua discuția în cadrul studioului nostru. Așteptăm să vedem reacția doamnei director adjunct. Sperăm că ne va răspunde de data aceasta și va veni cu explicațiile de rigoare. Nu e disponibilă, probabil, dumneaei, ca să ne ofere aceste explicații pe care noi chiar am insistat și pe parcursul zilei de astăzi. Regii, mulțumesc pentru acest apel. Dacă dumneaei între timp revine, o să rog ca să intre în emisie. Domnule Prohnițchi, continuăm gândul cu ceea ce spuneați dumneavoastră cu pădurile private și în contextul acestora, iarăși, cu aceste căsuțe care de această dată nu apar pe porțiunea celor private, ci în posesia statului. Aș vrea și eu, probabil, și foarte mulți dintre telespectatori, să intrăm în posesia măcar a câtorva ari în centrul codrilor Moldovei, ca să avem o căsuță de vacanță. O putem face? De acum nu. De vreo 2 ani de zile, zicem așa, s-a interzis alocarea terenilor, de acum nu se fac licitații și asta tot a fost o crimă contra naturii Republicii Moldova, pentru că a fost emisă o hotărâre de guvern prin care se permitea ca să fie luat în arendă parcele de pădure cu ulterioara lor exploatare cu diferite țeluri, așa? Și însă până aici a fost. Și ca urmare se încălca legislația de la singura hotărâre de guvern, pentru că e interzis conform Constituției. Pădurea este un bun a întregului poporului. Nu poate fi, da, nici în arendă, nici vândută, nici... Și s-au început construcții,
nelegale acolo, pentru că se prevedeau construcții ușor demontabile, zicem așa. Acolo și-au făcut domnule spalații Profnițchi, și tot. Revine doamna vicedirector. Cer scuze că vă întrerup de atâtea ori. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Doamna Leahu, vroiam să vă întreb, în albia celor care discutăm în cadrul studioului, care sunt criteriile la baza cărora stă aceste tăieri ale pomilor de pe străzile capitalei? În primul și în primul rând, criteriile sunt următoarele. Vă rog. Aspectul la general. Dacă copacul are un aspect bine format, este sănătos, este clar. Dar atunci când are crengi uscate, când tulpina este afectată de ciuperci, de boli vătămători, de multe ori se observă chiar scorburi profunde chiar în tulpină. Sistemele radiculare, de regulă, ar fi trebuit să fie la adâncimi mai mari, dar în cazurile orașului, de multe ori, afectează caldărâmul asfaltic, pardoseala asfaltică. În lipsa de substanțe hrănitoare și sursa acvatică, plantele încearcă să supraviețuiască, astfel rădăcinile încep a distruge. Doamna Leahu, dacă e să mergem pe ideea enunțată de dumneavoastră, toți acești pomi care au fost tăiați și de pe strada Vasilei Alexandrii și de pe Bulevardul Ștefan cel Mare au fost bolnavi? În primul și în primul rând noi am lucrat, dacă vine vorba despre defrișările sanitare, am lucrat doar și am defrișat arborii bolnavi. Bolnavi și cei care nu mai aveau decorativitate bună. Dar dacă vreți să întrebați în cazurile când sunt defrișări legate de reconstrucții sau de unele construcții eventuale, păi este cu totul altă situație. Aveți o întrebare concretă, întrebați-ne concret, unde? Pentru că le-ați spus toate la oaltă. Nu, noi vorbim despre pomii de pe străzi. De pe străzi, dacă vine vorba despre instituția noastră, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, defrișează arborii care sunt într-o stare fitosanitară degradată. Arborii care prezintă pericol pentru pietoni, pentru cetățeni, pentru sistemele inginerești, fie subterane, fie cele aeriene. Dar care a fost starea de lucruri pe Bulevardul Ștefan cel Mare? De ce am avut pe Bulevardul Ștefan cel Mare, dacă vine vorba despre arborii de tei, din tronsonul străzii Pușkin și Bănulescu Bodoni, păi arborii aceștia deja erau la vârsta exploatabilității. Majoritatea din ei nu mai aveau coronamentele normal dezvoltate. Tulpinile erau afectate de ciuperci și erau practic goi înăuntru. Toți copacii? S-a ajuns la concluzia că acești arbori este bine să fie defrișați, iar în locul lor să fie plantați arbori de talie mare cu balot de pământ la rădăcini. Doamna Leahu, s-a vorbit în cadrul Consiliului Chișinău despre această intenție? În cadrul Consiliului nu s-a vorbit pentru că nu era vorba despre o construcție capitală. Vine vorba despre niște lucrări ordinare de reparație a spațiilor verzi. Nu s-a construit ceva, nu s-a făcut ceva, o stație de alimentare cu petrol, o parcare sau altceva. Consilierii spuneau că nu... spațiilor verzi care nu necesită să fie discutat în cadrul Consiliului Municipal. Asta este meseria noastră, este munca noastră zi de zi. Consilierii spun că nu a existat un proiect. Este așa sau nu? Există un proiect dendrologic care a fost prezentat și la Procuratura Municipală și vor fi prezentate în orice instanță care va fi nevoie. Proiect dendrologic privind regenerarea, privind substituirea arborilor bolnavi cu cei sănătoși. Doamna Leahu, o ultimă întrebare în cadrul acestei intervenții telefonice. Spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă cu masa lemnoasă? Există o transparență? Masa lemnoasă obținută este luată la evidență contabilă, ulterior este vândută atât angajaților noștri, în cazurile când sunt volume mai mari și muncitorii noștri, angajații noștri nu au nevoie să procură cetățenii care au nevoie de lemne. Eu, în calitate de cetățean, mă pot adresa pe parcursul zilei de mâine ca să procur? Mâine nu, pentru că este sâmbătă. Luni. Dar luni veniți, în cazul când sunt în stoc lemne, poftim, puteți procura. Doamna Leahu, noi vă mulțumim lemnele pentru... Lemnele noastre, că cele obținute din cadrul Chișinăului, nu sunt lemne obținute de la Mount Silva, din pădurile Moldovei. Este lemn de regulă nu atât de bun și nu atât de folositor cum este cel din păduri. Majoritatea este afectat de ciuperci, de boli. Noi vă mulțumim, doamna Leahu, pentru această intervenție telefonică și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă urăm o seară bună în continuare. Domnule consilier, avem un plan. Unde este el? Ați auzit, e plan dendrologic. N-am văzut noi planul acesta, nu a fost discutat nici cu Comisia de Profil, nici cu Consiliul în întregime.
Poate și au careva planuri, poate au careva schițe, dar iarăși, transparența nu-i, nu se discute nici cu consilierii, nici cu cetățenii. Domnule Mucan, noi constatăm la derularea unor stări de lucruri foarte interesante. Mai întâi are loc defrișarea, după aceea prezentarea planului. Da? Și către procuratură și probabil și către Consiliu va fi... Da? Da, că noi tot am făcut interpelare în baza căror acte au fost defișate copacic. Cred că să primim și noi copii la aceste acte, dar iarăși, ca să obținem careva acte, noi trebuie să facem interpelarea și așteptăm răspunsul în decurs de 30 de zile. Domnule Mucan, dacă e să o credem pe cuvânt pe doamna Leahu, toți acești copaci de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și de pe strada Alexandriei inclusiv, fie că erau bolnavi, fie că nu aveau coroana frumoasă. Cel puțin așa am înțeles eu din intervenția telefonică a domniei sale. Deci am o leacă dubii față de faptul ăsta, pot spun că mai multe dubii, că nu poate fi perimetrul Ștefan, Bănulescu, Bodoni și Pușkin pe Ștefan cel Mare, toți copaci bolnavi. Nu, asta e cam e... Domnule Prohnițchi, dumneavoastră aveți o experiență în domeniu, da. Cunoașteți, puteți analiza la rece unele stări de lucruri. Cum se întâmplă că dispar proiectele după aceea apar sau nici nu există până la urmă? Dar nu există ele, proiectele. N-au existat pentru că tot se face în stil voluntar, în stil neprofesionist de primarul obosit a nostru din municipiul Chișinău. E un management defectuos la această întreprindere? Păi da, da, pentru că doar știi, toată lumea cunoaște că într-un municipiu marea majoritate a orășenilor reacționează la problemele de mediu. Știind asta, oameni buni, faceți-vă un proiect, prezentați-l în comisii respective, să fie deschis, plasați-l pe pagina web, monitoriți, poftim fiecare la să... Să încredințeze că este corect și este bine, nu? Nu o fac. Pentru că s-a primit ieri decizia, ori... Cândva? Niciun gând n-a fost. Pe noapte i-a venit, hai tăiem tot și plantăm. Iarăși cu doamna Leac. Eu e doamnă și o înțeleg și poate dânsa se stăruie, însă nu poate fi că astăzi ei plantează o specie de pom, mâine... Scoateți-i și puneți tei. Băi, oameni buni, dacă era proiectul, înseamnă trebuie să fie tei, dacă el era prezentat și primarului și nu știu cum, specialiștilor, nu mai este prostologii și avantajul. Domnule Mucan, ce urmează să se întâmple? Vom avea o altă specie de pomi pe aceste artere? Nu, noi sperăm că să avem alt primar. Până la să avem alt primar, tot așa se întâmplă. Eu nu spun că în direcție lucrează oameni care nu știu... Nu sunt competenți. Nu sunt competenți sau nu sunt specialiști. Dar în capul miezii stă nu legea sau legile transparenței, legile... Dar stă primarul general. Cum a spus colegul? Și el... nedorință, înțelegi? Nu este dorința de a colabora, nu este o atitudine nu omenească față de oamenii care locuiesc în acest municipiu, pentru că sunt o mulțime de ONG, de mediu. Și sunt vreo două cu niște propuneri așa foarte interesante, da? Pentru ca cineva, cine dorește să amenajeze o parte a unui parc, parcuri am vedere de astea care sunt, zicem, Râșcani, poate între la Ciocana, sunt Elis mari și nu chiar sunt amenajate, hai să zicem așa, da? Adică îl amenajează frumos acolo și acolo e scris că e amenajat de cutare. Gata, asta e plăcerea lui. Noi în Chișinău avem foarte multe locuri unde au fost pomi, au fost defrișați și nu sunt plantați. Și noi am ieșit cu o propunere. Scătați, oferim persoanelor cine dorește. Iarăși, avem tradiții, tradiția domnule poporului. Probabil urmează să plantăm un pom acolo și scrie, băi, nepotul ăsta cu tare aici, ia lui, să-l îngrijească, să
idei îngrășăminte. Domnule sau mai Prohnitsky, zi... probabil acolo urmează să fie construit un nou bloc locativ sau o parcare, da? Nu numai. Nu e cu parcările și cu blocuri locative și cu benzinăriile și cu... Domnule Mucan, eu nu am înțeles o chestie. Spuneți-ne, vă rog, de ce această masă lemnoasă este realizată către angajații de la Spații Verzi, în primul rând, așa am înțeles eu cel puțin, și după aceea tuturor celor care vor să se adreseze? Există vreo decizie în acest sens? Nu știu. Sau eu nu am înțeles corect? Nu, corect, foarte corect, corect. Ați înțeles. Nu știu, nu prea am intrat în esența problemei date, deci, iarăși, poate și corect. Ca să înțelegeți, poate să fac lucruri corect și lucruri bune în Chișinău, dar noi nu vedem lucrurile acestea. Pentru asta și noi propunem, primul rând trebuie să fie transparent și trebuie să fie mediatizate toate lucrurile astea. De ce nu s-a chemat televiziunea să arăte, ia ca oameni buni, noi ia ca vrem să facem lucrul acesta sau lucrul acesta. Încă o întrebare, ce e mai mare problemă în Chișinău care am văzut noi? Noi am făcut o întrevedere cu diferite direcții pe Ștefan cel Mare. Deci au fost Spații Verzi, Direcția Transport, Chișinău Proiect și nu ți-am minte cine mai fost. Deci noi când ne-am adunat împreună și am întrebat, domnilor, voi vreți să defișați copacii aceștia? Direcția Transport, dacă trebuie de defișat, Spații Verzi, trebuie defișăm, dar ce spuneți în loc? Încă nu ne-am gândit, dar de asta și noi spunem, că în primul rând trebuie să fie proiect și să arătați la toată lumea, că strada Ștefan cel Mare a să arăte așa, a să fie puse pomi sau a să fie puse iarbă, nu știu, dar să fie proiect. Și atunci lumea a să vadă și a să știe ce lucrări trebuie să fac și ce... Dar vă spun că, în primul rând, nu-i conlucrare între direcții a municipiului Chișinău. Asta și e mai mare problemă. Și eu nu înțeleg cum activează primarul care trebuie să coordoneze cu toate direcțiile și habar n-au și face unul și face așa. Domnule Prohnitsky, și nu numai, și nu numai asta. Deci, da. Într-adevăr, există mari probleme pe care singurii le creează din prostie, nu din altceva, din nepricepere. Le creează și pe urmă le înfruntă și au conflicte cu societatea când ele ar putea fi evitate. Corect ziceți că ce pomi, poate trebuie niște arbuști, poate trebuie și aceeași iarbă. Nici nu vorbim de municipiul Chișinău cât praf este aici și cum poate fi soluționat. Sunt practici, nu vorbim europene, omenești sunt pentru a soluționa foarte multe întrebări. Nu se dorește, nu specialiști și v-aș recomanda că bugetul, da, am înțeles că pentru 2017 încă nu, nici n-a fost discutat, da? Trebuie să vă rog atenție la bugetul spațiilor verzi. Din an în an, evoluție, milioane se prevăd pentru plantarea trandafirilor și multe, multe alte, și inclusiv și pentru bănci, pentru parcuri. Eu sunt bani foarte mulți alocați. S-ar primi Chișinău, ăsta trebuie să fie numai în trandafiri, da? Ori numai în tot ce ar fi bine. Însă, în realitate, nu avem. Prohnitsky, haideți să pornim de jos în sus. Da. Fondul Ecologic Național de Stat, Ministerul Mediului, vă spune ceva aceste instituții? Sigur. Vă rog. Desigur. Păi, cele instituții de stat care... Fondul Ecologic este gestionat de către Ministerul Mediului și toate taxele care e cu ele vin acolo respectiv și... Ulterior este un consiliu care distribuie, se prezintă proiecte, cum se implementează și cum se distribuie, asta e de acum e altă întrebare. E mezoprobleme până la urmă. Și da, sunt, eu singur am văzut două parcuri, da? Pe care, așa, terenuri pe care trebuiau, au fost alocați bani, au fost proiecte, tot însă cum pășteau vacile și căprile acolo în sate, așa și mai departe. Dar banii s-au dus, știți? Cineva, nimeni nu răspunde. Pentru mine, în calitate de cetățean, a fost foarte straniu. La aceste defrișări din capitală, de pe arterele despre care vorbim noi, nu am văzut o reacție oficială a Ministerului Mediului. De ce? Sau poate exista, dar eu nu am reușit în calitate de ziarist să o pătrund.
Păi nu poți fi, sunt dintr-o partid, dintr-o pământ, dintr-o soapă, ei nu pot. Până în 2014, doar la Ministerul Mediului și la Molțil au fost reprezentați Partidul Liberal. Și trebuie să recunoaștem că acum se întreprind, spunem, măsuri de către Ministrul Mediului, domnul Munteanu, pentru a redresa situația pe foarte multe direcții. Dar starea e foarte gravă și încă nu soluționate toate întrebările. Domnule consilier, vreau să vă întreb. Pe parcursul anului 2017, pentru că suntem conștienți în anul 2016, practic nu vom mai putea întreprinde prea multe lucruri, urmează să fie trași la răspundere cineva pentru aceste defrișări? Deci, noi, cu defrișările astea de la Ștefan cel Mare, noi ne-am adresat oficial către procuratură ca să fie tras la răspundere primarul general. Până la ora actuală, care este starea de lucruri? Așteptăm. Înțelegeți, noi scriem foarte multe interpelări, sesizăm procuratură, CNA-ul, despre ce se face în Chișinău. Dar rezultate până când nu vedem. Dar așteptăm și sperăm că totuși a să fie ziua când a să fie trași la răspundere. Noi am văzut primarul Taraclie, a fost foarte repede tras la răspundere și pentru că au defișat copaci uscați. La noi se defișează jumătate de oraș și tot e bine și frumos. În comisia de Taraclie a fost fabricat, s-a dovedit ulterior că este fabricat dosarul. Da, toate permisiunile și documentele erau prezentate, erau... Domnule Mucan, comisia de profil, ce acțiuni preconizează de amenajare a teritoriului și a spațiului în 2017? Deci, în primul rând, dumneavoastră v-ați referit la buget. Da. Noi acum lucrăm și la buget ca să vedem pentru ce necesități a să fie cheltuiți bani către spațiile verzi. Noi la toate direcțiile și la toate întreprinderile care se subordonează sare în vedere să au tangență cu comisia noastră, dar în special cu spațiile verzi, noi vedem ce putem face. Și oricum, noi să întreprindem măsuri și cu privire la iazuri, și cu privire la parcuri. Deci, noi ne-am gândit cu registrul spațiilor verzi. A fost luată o decizie de către Consiliu. Până când e foarte costisitor, dar oricum, să vedem ce putem să facem. Am avut încă o idee cu cartiere, cu amenajarea cartierelor și să fie conlucrare între direcții, nu numai spații verzi și alte direcții, ca să amenajăm. Pe final de emisiune, vreau câteva aspecte să le concretizăm. Până la urmă, Mold Silva încearcă să-și facă temele așa cum poate. O să încercăm și să discutăm și poate avem reprezentanții cu diferite ocazii și în studioul nostru. Acum vreau să ne referim la spații verzi. Este o instituție ineficientă la ora actuală? E greu de spus. Sau nu este gestionat corect? În primul rând, cea mai mare problemă că nu primește indicații concrete ce trebuie să facă și o viziune mai largă care sunt atribuțiile și cum trebuie să dezvolte orașul. Asta e cea mai mare problemă. E acum, ca să înțelegeți corect, e brigada de salvare. Aici au primit indicații de la primar să defișeze copaci, au defișat arbori, acolo au căzut o creangă, deci acolo s-au uscat și atât. Și nu văd dezvoltarea orașului ca oraș verde, ca oraș... Domnule Prohnițchi, eu vreau pe final de emisiune încă un aspect împreună să-l elucidăm pentru telespectatori. Ne referim un pic la râul Nistru, nu pot trece pe această problemă. Da. Mai multe segmente rămân a fi nenavigabile pe asta, pe Nistru. În vara acestui an se punea problema că această capitală europeană care se vroia a fi, până la urmă se poate pomeni fără apă. Eu în calitate de cetățean întreb acum, de ce se ajunge până în impasul în care ne putem trezi într-o dimineață că nu mai curge apă din robinet? Știți, e o problemă mult mai mare și trebuie un timp foarte mai lung. Este legat de poziția Ucrainei.
de construcția barajelor și de pomparea apei din Nistru în niște rezervoare la mai sus de Novodnestrov, spuneau barajul acesta. Și cu asta cam e legat. Plus și exploatarea râului Nistru. Acolo iarăși e o altă problemă. Deci, desigur că noi am întreprins măsuri ca partid și ne-am adresat și am propus și reprezentanților, spunem așa, de la guvernare, că nu poți să le spui colegi, zic, oameni buni, uitați-vă, noi putem să vă acordăm asistență, inclusiv și cu Ucraina, pentru colegul nostru a fost ministrul mediului acolo, și prin Rada Supremă, tot sunt reprezentanții noștri a verzilor acolo și am putea să inițiem, să soluționăm întrebarea aceasta. Știți, noi singuri o să ne clarificăm, mulțumesc, nu trebuie, oameni buni. Pe această notă suntem obligați să punem punct acestei emisiuni. Domnule Prochniță, domnule Mucan, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi. O seară bună!